Bună ziua. Nu. Foarte greu. Foarte greu? Deci, de ce spune? Deci, cum spune? Noi spune, ne ducem, dăm cererile, dar... Și cam cât așteptați până? La țară. Și de unde ați venit? Trebuie să vă duceți înapoi undeva? Da, da, da. Și reușiți? Cred că să reușiți. Ai unul când cești, să arată galbenă. Sunt și mai departe. Da. Pentru întrevedere sau pentru pentru coleg de program? Pentru coleg nu sunt program. Și de unde ați venit? Adică reușit să îndruză sau? Da, sincer, la început nu era cererea corectă, așa că am făcut un drum acolo. Ce este care cu, cu colete, cu întrevedere? Acasă, cu... Azi, da, în ce raion? De unde? Nu, sunt aici, sunt turbine, nu sunt așa de parte ca alții. Dar sunt și alții care stau și în gheață. Alții care au un singur transport care vin până aici și dacă nu reușesc să pleci înapoi, trebuie să doarmă pe afară. Sau să găsați cunoscut care... Cum crezi, din ce cauză chestia asta organizată așa? Ar fi administrația penitenciarului? Asta nu pot să vă spun, nu sunt atât de informată. În orice caz, da. E foarte trist când trebuie să stai o zi întreagă acolo să îngheță. Mulțumesc. Dar nu pot să fac eu peste pe aici. Înghețăm. Sunteți avocați? Da, suntem avocați. Și cine ar trebui să aibă grijă de voi, dar? Dar ați venit cu așa propuneri la șef penitenciarului? Eu cunosc de mai și înghețăm. Păi cine aștepta să vedeți să vă facă asta, dacă nu? Păi trebuie să facă, statul trebuie să facă. S-a făcut. S-a făcut? Și? S-a făcut, că mi-au făcut toate interpelările și demersurile față de așa. Și de când așteptați aici în fața pușcăriei? Ca să vă vedeți clientul? De la data de când deja a expirat ora mesi. Adică ori în șir, așteptați ca să vă vedeți. Și din ce cauză e organizat așa de... Din cauza administrației? Întrebări nu la noi. Da, din... da, dar cine ar fi responsabil? Administratorul? Director pușcării sau... Șef pușcării sau cine? Administrația, nu altcineva. Închideți ușa! Eu vreau să vă întreb dacă am adus bum și niște usori. De la medicul. O, dar pe eu scăp autobusul. Asta e grați cu lui ea. De la aia mă întrevedim de cu lui, care faci tot cu cineva. Oi. 3-4. La mâine de la... La 10 până la 11. Da, eu te văd la Leova când vin eu în coașe. Bine, bine. De când așteptați? Unde? Aici, să transmiteți medicamentele. De la jumătate la 9. Dimineață. Și până acum, la ora 4, o stați da. Și... Ascult! Hai ce facem, intrăm să muncă. La ora 3 până la ora 4 este medicamente, dar nu panou de informații afară. Eu n-am răbdare, eu scap autobusul. Medicul e dus la consultația de sănunță, la ori de primire, la 3 până la 4. Când mă zic eu la Leova, oameni, domnule?